Da, am revenit în direct. Dacă tot s-a pomenit aici despre interesul serviciilor secrete, structurilor de informație și protecție internă al poliției, invit un reprezentant al IGP Prahova, dacă dorește să facă anumite precizări sau să-și expună un punct de vedere despre ceea ce s-a discutat în prima parte a emisiunii. Mie mi se pare destul de grav ca serviciile din cadrul poliției, ne-a rugat Cătălin Stavri să nu mai folosim cuvinte de dinainte de 89, sunt foarte bășicate de faptul că informații care ar trebui să nu apară niciodată în până, public, totuși până acum vreo apar lună, sub semnătura lui Cătălin Stavri. Acum vreo lună, două, a fost o nebunie întreagă în Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, pentru că cei de la Protecție Internă și de la SIPI, sau cum le zice, da, nu știu, deci nu cunosc structura foarte bine, Doamne ajută, au avut o temă, și anume să verifice telefoanele polițiștilor. By the way, nu știu dacă știți, dar toți polițiștii la angajare, domnul Nică, da, domnul Stavri fiind expert cu siguranță știe, dau o semnătură că sunt de acord din start să le fie ascultate și înregistrate telefoanele. Ceea ce mi se pare da? Strigător la cer. Trecând peste chestia asta, toate telefoanele instituției au fost monitorizate de Serviciul de Protecție Internă pentru a identifica cine sunt scursurile de polițiști care dau informații jurnaliștilor. Reține, nu doar lui Cătălin Stavri sau, nu știu, vine acum nume da, de pe, ale sunt jurnaliștilor de eveniment, de poliție, de la Diana Toma până la Oana Tudor până la... Da? Da. Deci nu doar unuia. Bun, n-am auzit, în schimb, ca protecția internă să fie făcută în paralel și o monitorizare a telefoanelor polițiștilor care dau informații infractorilor. Nu, aici a fost o solicitare expresă, din câte știu eu, a poliției Prahova. Da? Să vadă au dat cine... ei o chestie internă, deci, și atunci... gândește ce nebunie poate să fie în inspectoratul ăsta. Sipiu, e la dispoziția poliției, adică poliția le cere. Dom'le, avem informații deci, că... gândiți-vă ce nebunie e nevoie poate de ajutorul să fie. Apare informația în presă. Hai să vedem ce informații apar în presă. Așa de mare da, asta e o problemă uite, veche a poliției. 11 ianuarie 2010, curățenie poliția Prahova, polițiști pe lista neagră a inspectorului șef Oprea. Este vorba de fostul comandant al IGP Prahova, chestorul Sorin Oprea. Un superb articol de Cătălin Stavri. Da, 11 ianuarie 2010. Așa cum promita când a preluat șefia Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, chestorul Sorin Oprea face curățenie în poliție. Ajunctul său, Viorel Dosaru, unul dintre cei vizați, este în concediu medical de luni de zile. Tot în concediu este și șeful Poliției Ploiești, Gabriel Pantaia, care, conform spuselor unor subalterni, deja și-a strâns lucrurile din birou. La Serviciul de Investigare a Fraudelor, Ioan Popescu s-a pensionat și a fost înlocuit cu Gheorghe Parăpa, fostul șef al secției 5, urmează și alți polițiști. În data de 30 aprilie, 29 aprilie publicat, mai mulți șefi din poliție au fost schimbați din funcție de chestorul Sorin Oprea, care continuă astfel programul reformării poliției. Deci, practic, la 2-3 luni s-au confirmat informațiile pe care Cătălin Stavri le dăduse, repet, în luna ianuarie. Și se spune în acel articol cum de faptul că domnul Pantaia a fost mutat la Boldei și așa mai departe. N-are rost să intru la Viorel Dosaru a fost mutat pe, la logistică, da. Bla, bla, bla. Bun. Eu acum am o problemă cu tipul ăsta. Dacă tipul ăsta de informații deranjează serviciile, cum spunea domnul Popescu mai devreme, domnul Ioniță m-a întâmpit. Vă rog, eu spuneți-mi mie, care este, că acum suntem jurnaliști vechi, lucrăm, care este tipul de informație clasificată pe care l-a strecurat domnul Stavri în articolele astea, astfel încât să fie necesar ca telefonul lui să fie monitorizat, telefoanele redacției să fie monitorizate, domnul de la sindicat să fie oripilat și așa mai departe. Care e tipul ăla de informație ultra secretă și clasificată ce necesită așa o mobilizare din partea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova? În același timp, vreau să vă pun, adică merită părerea mea. Am avut un celebru meci de fotbal acum 3 săptămâni în Ploiești, care s-a soldat cu o ieșire a cetățeanului aluia, huliganului aluia în teren și lovirea fotbalistului. Da? Da. Mă, unde a fost serviciul ăla secret al poliției, al oricui vrei, care ar fi putut să anticipeze că există un nucleu în galerie ultra contondent și foarte pus pe rele? Da, nu, e serviciul ocupă cu altceva, nu cu informații despre neapărat infractori, decât grupările astea. Da, erau grupare, grupare a galeriei. Pe măsură ce trece timpul, se conturează gruparea, se conturează oameni care au folosit băieți gruparea care, respectivă, care au finanțat gruparea. Nu, serviciile sunt folosite când au fost nevoie de tehnică de interceptare. Bun, dar unde au fost? Nu spun serviciul... Sunt puțini, nu sunt mulți la... SIPI-ul ăsta, adică...
puii mei, pe de-o parte, hai mă, să vedem cine vorbește cu ziariștii. Înțelegi ce preocupări au ei? Nu, ei au fost, ei pentru că sunt puțini în câte se știe, să aude, au lucrat la cazuri gen Genosu, astea. Cazuri grele. Și monitorizarea telefonului. Și când este nevoie, li se cere în mod expres de către poliție. Vă rugăm să ne sprijiniți în demersul nostru polițien. De a stopa curgerea de informații de la noi din inspectorat către presă, pentru că, uite, domnul Stavri scrie cu două luni înainte că urmează să fie mutat șef. Iar lucrul ăsta e foarte cumplit. Nu, ei vor să afle cine sunt polițiștii. Da. De ce? Care unde? Care e problema? Da, nu gândesc mai departe că poate nu e vorba de polițiști, poate e vorba de alte persoane, Ministerul de Interne. Dar asta presupune și monitorizarea telefonului jurnalistului respectiv. Păi e foarte simplu, că dar nu l-a ascultat la 1500 de polițiști din Prahova, la mine ascultă pe al meu, într-o manieră sau alta. Te întreabă pe tine și uite, chiar te rog, dacă ai cunoștințe în domeniul acesta, de când are voie poliția de la ordine și liniște publică să controleze documentația societăților comerciale? Le-am spus că nu au voie și au spus că trimit alți colegi. Deci e vorba de poliția municipală. Serviciu de investigare a fraudelor. Am înțeles. Înțeles că este și un birou. Nu au competențe, dar mai ales că... Adică, la modul cinstit, dacă a venit unul de la ordine publică să te controleze, a făcut un abuz mare. Sau vroia și el nu au competențe ceva. Și nu au nici pregătirea necesară. Asta, serviciul de investigare a fraudelor, e un domeniu oarecum separat de judiciar. Dar oricum, să revenim la discuția despre cele două sindicate. Totuși, cum vă explicați misterul că în timp ce un sindicat intenționează să dea în judecată un jurnalist, celălalt sindicat din aceeași entitate administrativă nu se oferă simte, să-l apere. Nu numai că nu se simte lezat, da, dar se oferă să-l și apere pe jurnalist. Numărul polițiștilor cercetați și sancționați disciplinar în perioada 2008-2011, total 133. Deci nu au fost cei doar cercetați, ci și cei sancționați. Deci pentru care că am înțeles că dacă ar fi să-i luăm pe cei cercetați, vorbeam în numărul lor ar de emisiune, fi mult mai mare, nu? Am vorbit de un fenomen, mare, ca o medie. Bun. În 2008 au fost 40 de polițiști sancționați, în 2009 23, în 2010 32 și în 2011 38. Bun. Acum întrebarea mea este, care a fost demersul sindicatului condus de domnul Ioniță pentru a stopa acest fenomen care aduce grave prejudicii de imagine polițiștilor prahoveni, și anume fenomenul polițiștilor corupți, mă rog, sancționați, care au avut abateri, de la dovediți că au avut abateri. Cum s-a desolidarizat sindicatul de ei? Ce măsuri a luat sindicatul pentru ca numărul polițiștilor care simt nevoia să calce strâmb să scadă? Nu să rămână constant. Hai, să mă să dau câteva explicații. Dacă te rog, nu mai te rog. Te rog, ia uite cum te transport un avocatul SNPPC. Nu mă transform în avocatul SNPPC, sens. Nu fac din asta, eu l-a precis pe Ioniță. Ce face? Că a avut mult de suferit când s-a pus și el contra sistemului în care lucrează. Probabil s-a dat pe brazdă. A reușit. Ideea, vis-a-vis de expresia asta cu sărit calul, eu n-am primit niciun drept la replică. Minimul necesar de a mi se spune, băi, Stavri, în emisiunea cutoare, minutul cutare, Cutărescu, ai făcut precizare că e bou sau idiot sau ce zice dânsul că aș fi zis. Pe care habar n-am, dar știu că chiar am încercat să mă abțin foarte mult să am acest limbaj pe care până și eu am să o consider violent. Dar în sfârșit, poate îmi dă dânsul înregistrare. Bun, n-am avut drept la replică de la poliție niciodată. Nu am avut. De 8 ani scriu numai de subiectul ăsta. Că pe ăsta m-am axat. Cum stunii pe politică? Noi am intrat poliție, justiție, eveniment. N-am avut niciun drept la replică. Să-ți spună vreo, băi, minciuni, n-ai făcut, n-ai... Și vorba aia. Teoretic scriu în fiecare zi un articol. Că scriu 5 într-o zi, niciunul în altă zi, dar ca media am unul pe zi. Am avut și multe investigații. Doi procese n-am avut cu ei. Dar ideea e că am intrat, de exemplu, criticând aspru activitatea poliției când am avut accidentul de la Slănic, în urma căruia, de exemplu, o fetiță a fost accidentată grav, băgată în comă. Băi, atât am mers un an de zile pe cazul ăsta, am făcut înregistrări, m-am certat cu poliția în curte, spunându-i că ai ceva cu noi. Uite, după un an și 6 luni, justiția din Vâlnirii de Munte a schimbat cazul. Și s-a dovedit de către un procuror care trimite dosarul în instanță că șoferul a pus pe altcineva la volan sub nasul polițistului. Ceea ce... Asta înseamnă sărit calul pentru ei. Că de ce stau să pisez, să caut, să nu știu ce? În context în care un om disperat a venit că fetița a fost nenorocită. Asta e problema. Nu, mă certam atunci, discut. Ascultă-mă, nu e asta problema. Problema este că îi faci milițieni, că nu știu ce. Stai tu liniștit. Deci, am găsit niște editoriale la mele la început, când scriam în 2005 în presă,
într-adevăr, mai foloseam pe presa scrisă un astfel de limbaj, dar erau strict opiniile mele, în care vedeam pe unul și spuneam, bă, ăsta parcă era bou. Dar de atunci, că toată lumea te dă în judecată, m-am mai cenzurat. Domnul, de când lucrez în televiziune de câțiva ani, știu că intervine CNA-ul. Asta e problema lor. Pare curios că domnul Florian Uite, Ioniță. De exemplu, problema e cine mi-a zis mie că polițistul, șeful de post din Colceag, este cercetat pentru luare de mită. Că n-a scris nimeni în presă. De ce tocmai eu? De ce am scris de șeful de post din Tinosu că a luat 4 milioane șpagă? Apoi mi s-a reproșat. De ce n-aștepți procesul? Că ăla n-a luat șpagă. S-a terminat și procesul, a recunoscut că a luat șpagă. Dar asta înseamnă, Cătălin Stavri, asta înseamnă sărit calul. Că îți garantez, dacă nu mai scriu un cuvânt de ei și scriu numai de bine, de astea, comunicatele de presă, da. Dar, eroice, omule, lucrurile astea oricum în momentul ăla facem. Pot să fac milițian pe cine vreau. Nu ai nicio problemă. Da, lucrurile astea oricum se fac. Adică acțiunile poliției sunt mediatizate. Și cu polițistul care a refuzat să ne dormim, ca să nu jignim urechi sensibile, urechi și timpane sensibile. Întrebare, ni s-a propus de la poliție să fim anunțați cu 48 de ore înainte. Domnul, deci să fie anunțat toți de mass media. Da, să nu mai scrim un rând de, un rând de rău de ei. Am avut tot felul de relații, am avut oferte și negocieri de genul? Și zic că tipuri de comunicări cu Inspectoratul Județean de Poliție. Spune. Una mai fructuoasă decât alta. Din fericire, noi am reușit să ne creăm un mod de lucru corect. Tu da, am avut oferte. Așa. Da, am avut oferte. Nu referim la actualul mandat, ca să nu se înțeleagă. Am avut oferte de la fost șefii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, ca echipa de jurnaliști care lucra la vremea respectivă, fie la Monitorul, fie la Observatorul, fie la Alfa TV, Telegraful, la Contemporani, să stabilim un mod de comunicare și de colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție, astfel încât noi, atenuând unele aspecte de genul șeful de post din Tinosu a luat mită 4 milioane de lei, să primim în contrapartidă informații calde cu mult înainte arestului presii. Despre diverse evenimente din lucru oraș. Care nu s-a întâmplat, dar apar procese. Păi, altceva. Cine citește Observatorul știe. Altceva vreau să vă întreb. Vă nu vi s-a părut suspect că domnul Ioniță nu a dat un nume? Că de fapt despre asta vorbim. Domnule, eu unul știu, am informații și uite, mă uit în cameră către da, domnul Ioniță. Cineva, dar nu, am informații protejez. Că în spatele de dubitativei sale stări se află doi șefi din Poliția Județeană Prahova care vor să-l facă pe domnul Cătălin Stavri. Domnul Ioniță, deci am informații, nu fac supoziții. Doi șefi din Poliția Județului Prahova care s-au săturat de domnul Cătălin Stavri și prezența lui fizică în peisajul mass media local și se folosesc de sindicatul dumneavoastră ca să le execute cumva. Ce părere aveți despre acest punct de vedere? Într-o ediție viitoare. Da. O să, mă rog, Sorin îți urează baftă. Mulțumesc în proces dacă va fi și să ai grijă să nu-ți fabrice fel de fel de dovezi. Bun, nu am, repet, acum dumneavoastră ați văzut și intervenția liderului sindicatului polițiștilor și dumneavoastră trageți concluzia dacă este abject, nasol, calomniator ca un jurnalist să aibă niște surse credibile, pentru că dacă n-ar fi credibile, cu siguranță ar fi fost dat în judecată de multe ori până acum și ar fi primit nenumărate dreptul la replică, procedură absolut obligatorie în relația unei instituții publice cu o instituție mass media. Da, mă rog, asta e o altă discuție. Îți dorim succes. Am eu ceva abject pentru tine. Marținite, apropo, că nu s-a vrut 3 contra 1. Invit eu șeful poliției, lider de sindicat, adjunctul de la sindicat sau ofițerul de presă. Poți să închei și eu cu ceva abject, că tu ai o emisiune și asta. Domnul Ioniță, e o curiozitate generală între membrii de sindicat pe care dumneavoastră îl conduceți. Mă rog, cât are? Cam 2/3 din polițiștii din Prahova în sindicatul nostru. Da, 1000. Domnul Ioniță, ce salariu aveți dumneavoastră? Ce bonusuri? Mă refer la telefoane, asigurări și alte minuni. Și adjunctul dumneavoastră. Să știți că este o întrebare care îi roade pe majoritatea celor pe care îi reprezentați. Și n-am auzit să vă intenteze vreun proces ca să le afle. Uite, chiar vă rog, dacă vă mai crezi o stare de meditație și de dubitație, nu credeți că ar fi de interes public să ne spuneți și nouă ce salariu aveți dumneavoastră și adjunctul dumneavoastră, ca să știm și noi? Ca să știm, de exemplu, dacă nu cumva sunteți vulnerabili atunci când vreunul dintre șefii de servicii vine la dumneavoastră și vă spune, ia fă tu ceva cu jurnalistul ăla, că uite, dă informații mai înainte să le primim noi, dumneavoastră să și percutați, ca să nu vă pierdeți bonusuri, salarii, nu știu. Ia, uite, ar fi interesant.
Bine, îți mulțumesc. Ca să fiu abject. Cu... sau abjectiv. Cu Cătălin vă revedeți în aproximativ 10 minute. Vă doresc o seară bună, la revedere.